Da, pentru obținerea custodiei fiicelor între Antonia și soțul ei, Vincenzo Castellano. Cântăreața se teme pentru viața ei după ce italianul a terorizat-o cu amenințările. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Antonia trăiește un calvar din cauza soțului ei. Încă de anul trecut, cântăreața încearcă să găsească înțelegere din partea lui Vincenzo Castellano pentru a-și putea aduce fiica lângă ea. S-a lovit de fiecare dată de refuzuri, iar acum italianul a trecut la amenințări. Eu te distrug, dar nu în carieră ca astea. Eu te distrug personal, Anto. Nu a ezitat să-i spună Vincenzo soției lui. Click a intrat în posesia unor probe din dosar, din care reiese faptul că Antonia este terorizată de italian. Mai multe discuții șocante dintre cei doi au ajuns pe masa judecătorilor, care vor hotărî soarta procesului pentru stabilirea custodiei. Se pare că probele sunt în defavoarea lui Vincenzo, care pare dispus să facă orice pentru ca fetița lui să nu-i fie luată din Italia. Între timp, Maya este crescută de familia tatălui ei, despre care se spune că este implicată în conflicte sângeroase. Din profilul personalității italianului realizat de psihologul Tudorel Butoi, reiese că Vincenzo are atitudine distructivă, potențial criminogen explicit exprimat din perspectiva intenției directe. Mai mult decât atât, psihologul recomandă ca urgentă prezența Antoniei în viața copilului ei, capturat abuziv într-o realitate criminogenă indiscutabilă, adaugă psihologul criminal. Discutăm în continuare despre acest subiect cu Anca Bejan, colega noastră din redacția ziarului Click. Bună seara, Bună Anca. Seara, Anca! Bună seara! În primul rând, de ce face Antonia acest lucru? De ce a dus la dosar convorbiri telefonice între ea și soțul ei, Vincenzo? Antonia este are ca orice mamă să facă absolut orice ca să-și aducă fetița înapoi. Știm foarte bine că nu și-a mai văzut-o de atât de mult timp și este foarte greu să o vadă, pentru că ea e stabilită cea mică în Italia, la familia soțului Antoniei, și ea își dorește ca fetița să vină să stea în România, la grădiniță, mă rog, apoi la școală, și să se ducă în Italia doar în vacanțe. Anca, vorbim de înregistrări telefonice destul de grave, pentru că așa cum o să vedem imediat, se lasă cu amenințări. Se lasă cu amenințări la propriu în aceste discuții telefonice. Practic, așa speră Antonia să-și recupereze fata. Nu amenință ea. Nu, amenință Vincenzo. Cu aceste registre telefonice, așa speră Antonia să-și recupereze fata. Exact. Haideți să vedem înregistrele și revenim pe urmă la discuție. Vorbim și cu un avocat să vedem cât de mult vor cântări aceste înregistrări telefonice la dosar. Am nevoie și eu de procura pentru aia mică. Mă rog de tine, mă rog de tine de 6 luni. Ți-am zis că vreau să o aduc aici. Vince, dar e copilul nostru. Nu e doar al meu sau doar al tău. Dar care e problema dacă ești și tu aici? Ești în România. Care e problema? Dar tu erai vreodată lângă copilul ăsta? Vince, tu vezi copilul odată la 2 luni. Mă lași? Vreau să stea și cu mine. Au trecut 6 luni. Vreau și eu să stau cu ea. Nu să mă duc în Italia să o văd. Ce este asta? Ai decis tu asta? De capul tău că tu ești Dumnezeu? Dar nu mă interesează. Eu nu am încredere în chestiile astea pe care le faci tu. Auzi? Tu, copilul meu, nu poți să-i dai nicio stabilitate. Și stau și departe de copil din cauza ta. Îți cumperi casă și o să-ți iei copilul. Măcar să-l iei, dar să ai condiții. Și până atunci, până ne judecăm, ce face copilul? Nimica. O să-l ții tu. Ai zis că vrei să-l ții tu. O să-ți-l aduc eu. Și vrei să-mi-l aduci când vrei tu, nu? Nu. Trebuie să-ți-l aduc eu. Nu te duci tu acolo. Faci de-astea. Păi da, Vince, vreau oricum, o aduc eu acum și o duci tu înapoi. Da, da, și o să mă ții aici toată viața, asta o să faci tu, că eu știu deja ce vrei să faci. Ce crezi că sunt un prost care știi tu? Nu înțeleg, eu știu deja. Vincenzo, nu te mai cred, m-ai păcălit. Tu vrei să-mi o tragi mie. Dar nu ți-o trag ție, Vincenzo. Ascultă-mă puțin, tu vorbești cu mine, Anto. Cu mine personal, nu cu familia mea și cu toți. Cu mine. Tu vorbești cu mine, Anto. Eu te distrug. Dar nu cariera, că astea... Eu te distrug personal, Anto. Mă omori? Poți să pui și pe înregistrare. Mă doare în... Copilul nu vreau să ți-l dau. Dă-mă în judecată, fă ce vrei. Hai, pa! Așadar, cât de mult cântăresc aceste conversații telefonice la dosar. O să încercăm să aflăm și de la Beatrice Comănicianu, avocat. Va intra în direct prin telefon cu noi ca să ne spună cât de mari au crescut șansele Antoniei în acest moment de a-și recupera fata. Anca. Aș mai zice ceva înainte. Da. Click a obținut în exclusivitate aceste probe de la dosar.
Și foarte interesant că sunt probe cheie, îți dai seama, ai auzit cam ce stă pe acelea. Ce am văzut mai devreme, practic se află... Da, și poate răsturna situația care părea a fi în favoarea lui, cumva, o poate răsturna complet. Să fi fost acesta motivul pentru care până acum Antonia, de fiecare dată când a fost prezentă la tribunal, am văzut-o liniștită, calmă, încrezătoare și optimistă? Știi, să fi fost asul din mâneca? Nu poți să zici că ea e foarte încrezătoare, că nu, copilul nu e la ea și stă până cu teama cu aceste asta, probe... că, dar știa și ea că are niște dovezi. Fiecare are ceva împotriva. Știi ce se zvonea că... mă rog, el nici nu stă pe acasă cu fetița acolo în Italia, că se duce și că joacă la Monaco unde are un abonament, joacă jocuri de noroc și ea cred că are mult mai multe probe de genul ăsta care așadar, pun ne pe el apară într-o lumină, da, plus că ea și-a dorit să analizeze exact prin un expert, da, cu, pe baza acestor înregistrări, să analizeze exact în ce măsură copilul poate să stea în condiții normale acolo în Italia, în familia lui. Și tot potrivit în probelor de la dosar, Antonia a angajat un expert criminalist ca să analizeze aceste discuții telefonice. Nu poți să aduci probele astea, înregistrările și ele și să demonstreze evident din start ceva. Trebuie să ți le analizeze. Dar e foarte important și cum au fost făcute aceste înregistrări, dacă au fost premeditate, dacă Antonia a încercat să-l atâțe, da? Este firesc că au fost premeditate și aici o întrebăm noi pe avocată, în ce măsură, e clar că sunt cineva premeditează, unul din ei, cel care dă înregistrarea, a premeditat. Ai văzut că totuși discuția până la urmă a curs, firesc, premeditat. Până la final, te stăpânești, te stăpânești, dar după aia tot o dai în... La final au și apărut aceste amenințări, Antonia l-a întrebat și niște dacă capcane, mori și el înainte i-ar fi spus că te distrug, profesional exact, și personal. Era, adică sună ca amenințare de omor, ca în mafie, știi? Așa este. Păi oricum se trage din clanul... mafia, din clanul... Da. Nu, așa a zis mafiot, da. Și are legături de sânge cu prima doamnă mafiot, exact, mafiotă din Italia, până la așa urmă. Că... Cel puțin așa scriu ziarele din peninsulă. Anca, interesant și faptul că la un moment dat am discutat că Antonia ar fi pus pe urmele lui Vincenzo și un detectiv particular. Se întâmplă asta vreo două luni de zile. Da, și fii convins că și el a pus pe urmele ei tot felul de... Mă rog, ea când se duce acolo în Italia să-și vadă fetița, este... Pozită de bodyguards, nu? Cum? Fetița. Rău sau? De tot. De membrii familiei care nu o lasă. Ea nu e lăsată să nu să stea singură cu fetița, nici măcar o clipă. Îți dai seama cât e de frustrant. Se bucură ca mamă de orice clipă cu Maia, dar și-ar dori să aibă niște momente de intimitate. Adică, nefiind singură cu ea, nu poate să-i zică poate niște lucruri, vrea așa să-i comunice ceva. Un psiholog i-a făcut și profilul psihologic lui Vincenzo Castellano și pare un tip destul de periculos. Da. Chiar crezi că, ați auzit, mi se pare destul de periculos ce a spus, pentru că a ținut să-i spună, nu că te distrug, e o vorbă pe care îți vine așa să o zici la furie, nu te distrug, m-am supărat. Da, și accentuat, că nu accentuat cariera... Nu din punct de vedere profesional. Da. Și pe tine. Și clar pe tine. Mi se pare o amenințare foarte dură. Și mai mult a zis dură că nici nu-l interesează să mi se pare dea aceste înregistrări ca probe să ajungă pe masa judecătorului, că pe el nu-l interesează. Da. Haideți să revedem ultima parte din această discuție care a avut loc la telefon între Antonia și Vincenzo. Practic, momentul în care se înțelege o amenințare venită din partea lui Vincenzo. Ascultă-mă puțin, tu vorbești cu mine, Anto. Cu mine personal, nu cu familia mea și cu toți. Cu mine. Tu vorbești cu mine, Anto. Eu te distrug. Dar nu cariera, că astea... Eu te distrug personal, Anto. Mă omori? Poți să pui și pe înregistrare. Mă doare în... Copilul nu vreau să ți-l dau. Dă-mă în judecată, fă ce vrei. Hai, pa! Așadar, Anca. Da. Notam aici că e un dosar întreg pe care Click a pus mâna în exclusivitate, cum spuneam și mai devreme. Acel expert pe care Antonia, sigur că l-a angajat ca să demonstreze ceva cu aceste înregistrări, trage niște concluzii în dosar. Spune că Vincenzo este duplicitar, că este agresiv, clar. Apropo de acele amenințări care sunt foarte dure, și aceste concluzii nu îi dau prea bine dacă ele vor fi luate în calcul. Este posibil ca judecătorul, și noi am vorbit astăzi cu niște avocați care ne-au explicat, este posibil ca judecătorul să nu ia în calcul această înregistrare pe motiv că ea a fost premeditată.
Dar conform noului cod penal, aceste amenințări se pot pedepsi cu până la 6 luni de închisoare. Sigur că da. Eu vorbeam acum dacă ele vor fi luate sau nu în calcul. Mm-hmm. Pe masa dacă se consideră, exact, dacă judecătorul consideră că ele totuși sunt premeditate, sunt prea premeditate, ca să zic așa, atunci e posibil să nu fie luate în calcul. Dacă vor fi luate în calcul, e nasol pentru Vincenzo. Cred că doar cu asta. Nu mai trebuie să zică că el se ducea la jocuri de noroc sau că mai știu eu ce făcea. Și el cu ce dovezi vine împotriva Antoniei? El o acuză, în primul rând, i-a reproșat și în aceste înregistrări, s-a auzit foarte bine, i-a reproșat că ea nu îi poate asigura fetiței, el pe asta bate moneda, că ea nu poate să-i asigure fetiței, că nu are un apartament. I-a zis, ia-ți un apartament și mai vorbim noi după aia dacă îți dau. Cum vine asta? Eu pot să plătesc o chirie de 1000 de euro undeva, nu trebuie să plătesc neapărat o rată la bancă sau să cumpăr un apartament ca să am un spațiu unde să pot să am grijă de copii. Plus că Antonia câștigă sume colosale în concerte, în turnee, e un artist bine plătit. Da. Păi și apropo de concerte, și avocatul lui Vincenzo ne spunea la un moment dat că tocmai de asta nu vrea Vincenzo să-i dea fata Antoniei, pentru că este mereu plecată, ea mereu este la concerte, este văzută în cluburi. La un moment dat ne-a și declarat în exclusivitate Vincenzo, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, când a fost trecută la proces, da, nu va crește fetița lui niciodată cu un alt, alături de un mai alt bărbat. Mai ales Alex Verea, fiind vorba despre Alex Verea. Sunt foarte multe motive pentru care Vincenzo nu i-ar da fata așa este, Antoniei. Da. Ei divorțează. Este clar că nu vor mai trăi împreună. Fiecare va avea un alt partener de viață. Nu poți să lași copilul la nimeni doar pentru că fiecare își va reface viața cu câte altcineva. O să vedem în continuare ce se va întâmpla cu acest subiect. Anca, mulțumim. Și eu.